Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați. Discutăm astăzi despre activitatea pe care AUR o desfășoară în județul Hunedoara, dar și la nivel național. Am văzut în ultima perioadă au fost destul de multe caravane, inclusiv în județul Hunedoara, caravane medicale, acolo unde au ajuns sau poate în zone unde de obicei medicii nu prea ajung la pacienți. Din păcate, în județ avem astfel de situații în care destul de puține sau destul de multe comune nu mai au medici de familie, spre exemplu, iar în această situație, astfel de caravane sunt binevenite pentru acei oameni care au anumite probleme de sănătate, dar din lipsă de bani, din lipsă unor mijloace de transport care să îi ducă în orașe sau în centrele de comună, acolo unde mai există medici, acest lucru se poate face destul de greu. Discutăm și despre proteste, pentru că am văzut cum am început acest an. Medici, judecători, grefieri au fost în protest. Mai nou și agricultorii, transportatorii, nu doar din România, ci și din alte state membre ale Uniunii Europene, au ales această formă de a protesta împotriva măsurilor fiscale luate de către guvern, respectiv guverne. Și cu siguranță vom ajunge și în județul Hunedoara cu discuțiile cu privire la alianțele, poate, sau strategiile pe care AUR le are pentru 2024, anul super electoral. Pentru a discuta toate aceste subiecte, l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Vasilică Potecă, senator AUR. Bună ziua și la mulți ani, că nu ne-am văzut anul acesta. Bună ziua și la mulți ani, mulțumesc pentru invitație. Sper că ceea ce ați enumerat înainte va face ca emisiunea de astăzi să fie interesantă pentru cei care ne urmăresc. Asta sperăm și noi și sperăm să aflăm cât mai multe noutăți, să spunem, din partea dumneavoastră, pentru că oamenii asta așteaptă și cumva asta este și corect, de a aduce în fața oamenilor politicieni care sunt din, bineînțeles, fac parte din mai multe partide politice, tocmai pentru a putea să-și facă până la urmă o idee despre ce vor dori pentru 2024. Toate-s noi, toate-s vechi. Ce e val ca valul trece, de te cheamă, de te întreabă, tu rămâi la toate rece. E adevărat că anul 2024 este un an super electoral. Avem, ați început cu caravana, să zic așa, ar fi cam din ciclu caravana trece, câinii latră. S-au întâmplat foarte multe lucruri. Caravana, din tot acest proiect, până la urmă, oamenii AUR, au de câștigat. Caravana asta este AUR, important. Caravana AUR a ajuns în județul Hunedoara, străbătuse până la această dată 17 județe. A fost de foarte mare interes și a născut foarte multe controverse. Știți și acest scandal cu Realitatea, pentru că Realitatea este una dintre televiziunile care au promovat această caravană, care au promovat această idee. Această caravană a fost, să zic, gândirea conducerii AUR a președintelui George Simion, care a hotărât ca banii din subvenția pe care partidele politice o primesc în România să fie folosiți pentru achiziționarea acelor mașini, practic, să zic, a caravanei propriu-zise, iar din banii și cotizațiile membrilor au fost achiziționate aparatura și dotate cabinetele cu cele trebuie... Toate cele necesare pentru a putea actul medical să fie unul... Să fie un act normal, bun, să zicem, și un act în favoarea cetățenilor români. În același timp, cei care participau la caravană sunt voluntari în mare majoritate, numai pentru anumite specialități sau pentru anumite asistenții și au fost salarizați, tot din contribuția membrilor AUR. Caravana și-a propus și a avut ca scop, în primul rând, să meargă în zonele izolate din România, în zonele în care accesul la
medicale. Și la servicii medicale este destul de redusă sau este redus acest acces, să spun așa, în anumite zone inexistent. Să spun, și este și cazul județului Hunedoara. Avem județul Hunedoara prin excelență, prin excelență este un județ muntos, este un județ cu multe zone izolate. Sunt oameni care de zeci de ani, zeci de ani, și o spun în cunoștință de cauză, din ceea ce nu au fost văzuți de un medic. N-au fost văzuți de un medic niciodată. A fost destul de multă, să zic, entuziasm atât din partea celor care au făcut și au posibil actul medical, cât și din cei care au venit să beneficieze de acest act medical. Trebuie să spunem că și în județul Hunedoara, ca și la nivel național, a născut o anumită controversă caravana. Eu spun că este vorba despre o anumită gelozie politică și oarecum de neînțeles, pentru că au mai fost anumite activități făcute de alte asociații din județ suprapuse perioade în care caravana a funcționat în județul Hunedoara. Eu am spus-o de atunci că nu există loc și nu trebuie să existe o gelozie în acest domeniu, pentru că este loc pentru toți, sunt o grămadă de români care nu au mai beneficiat de foarte mulți ani de consult medical și că cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine pentru cetățenii români, pentru cetățenii hunedoreni. Caravana a fost plasată în trei locuri în județul Hunedoara, Râu de Mori, Vața și Hărău. Câte două zile au fost peste 1200-1300 de consultații gratuite, trebuie să spunem, care au fost acordate cetățenilor din aceste zone. Colegii mei au asigurat, de la AUR, au asigurat toată partea logistică în această perioadă și trebuie să-i felicit pentru munca făcută, pentru devotamentul și pentru modul exemplar în care s-au comportat în această perioadă. Cam atât despre caravană. Caravana a fost un succes în județul Hunedoara, ea s-a mutat în județul Alba după județul Hunedoara. Vreau să vă spun că în județul Alba au participat colegi care se experimentaseră în județul Hunedoara. Paralel cu caravana medicală, trebuie să spunem că a fost și o caravană juridică. Până la urmă, oamenii de specialități diferite din dreptul românesc au venit și au acordat asistență juridică unui număr de aproape 700 de persoane cu diverse probleme. Cele mai mari probleme sunt legate de pensii, pentru că această discuție pe pensie continuă, n-a rămas în 2023, continuă cu foarte mare intensitate și în 2024. Continuă, dar cu entuziasm din partea unora, pentru că odată ce le-au venit și fluturașii aceia de cupoanele de pensie, au văzut că pensia a fost majorată. Sunt două probleme pe care trebuie să le înțelegem în acest domeniu. Este prima discuție despre acea majorare care a fost de 13,5% și a fost pentru toată lumea, deci a fost acordată tuturor pensionarilor din România într-un procent fix și care reprezenta rata inflației pentru anul 2023 și oarecum recuperam prin această sumă o parte din inflație, pentru că inflația pe 2023 este un pic mai mare, dar în fine, procentul a fost de 13,5% acordat tuturor cetățenilor, ceea ce este corect, dar discuția este pe recalculare. Care se va întâmpla în luna septembrie a 2024. Ei, la recalculare lucrurile nu mai stau la fel.
procesul și procesul de recalculare este unul mult mai complicat, ține de o grămadă de alți factori, de perioadă, de vechimea muncă, de niște punctaje acordate în funcție de anumite tranșe. Deci este o problemă mai complicată pe care colegii mei au încercat să o explice și să stea și să vorbească cu fiecare cetățean în parte care avea o nelămurire în acest domeniu. Asta era legată de pensii. A doua mare problemă care o avem în județul Hunedoara și cred că în toată țara este problema terenurilor, a proprietăților și a întabulărilor în acest domeniu. Problemele cu terenurile sunt destul de complicate. Noi, după 30 și ceva de ani, dacă putem să spunem că nu am reușit să facem ceva fundamental, pentru că fundamental era să ajungem ca astăzi să știm fiecare limitele și proprietăților funciare din România. Mai e mult de lucru și în județul Hunedoara pentru a putea să se stabilească aceste limite. Este foarte mult de lucru, iar toate tulburările de astăzi, în mare majoritate, se datorează faptului că nu am reușit să închidem acest proces al fondului funciar. De ce n-am reușit? Că n-am reușit, specialiști avem, nu reușit, se pot face aceste lucruri. N-am reușit pentru simplu motiv că tot am încercat și fel de fel de experimente fără să le ducem la capăt. Ține până la urmă această lege a fondului funciar, legea 18 cu ceea ce a urmat după, a relevat un lucru despre societatea românească, proasta organizare sau slaba capacitate administrativă pe care o avem în această țară. De atâția ani nu am găsit o administrație care să toate administrațiile, această chestiune a fondului funciar, această chestiune a întabulărilor, terenurilor, a rezolvării problemelor funciare, este o problemă care îți dă până la urmă nivelul de capacității instituționale și capacității administrative a unei țări. Și iată că ceea ce spuneam despre administrație, că administrația are foarte multe probleme, lucruri care le vedem astăzi, ne-a dus la această problemă. Și această problemă a fost una dintre marile discuții din timpul caravanei. Au fost mulți hunedoreni care au solicitat sprijinul dumneavoastră în acest sens, și pe partea de pensii, și pe partea de fond funciar. Sunt și astăzi foarte mulți și cred că mai toți hunedorenii sunt într-un fel sau altul afectați de acest tip de probleme. Unii dintre ei cu siguranță nu își permit financiar să stea de vorbă sau să solicite ajutorul specialiștilor Problema financiară, a fost binevenită această campanie. Problema financiară la un moment dat nici nu cred că s-a mai pus atât de acut ca la început, când trebuia să plătești anumite sume, pentru că trebuie să spunem lucrul ăsta. România a avut 500 de milioane de euro de la Uniunea Europeană prin OCPI și prin alte forme, prin Ministerul Agriculturii, Ministerul Fondurilor Europene, pentru rezolvarea acestei probleme. De exemplu, Polonia, Ungaria au rezolvat în acești 30 de ani această problemă a legilor fondului funciar. România nu a rezolvat această problemă. România merge și la această oră destul de încurcat. Sumele care sunt prevăzute pentru a măsura aceste suprafețe de teren sunt destul de mici. S-au făcut corecții, inclusiv anul trecut am aprobat o lege de mărire a sumelor pentru cei care fac aceste măsurători, dar într-un viitor previzibil nu văd ca această problemă să fie rezolvată foarte rapid. Rămâne acum, deci astea sunt marile teme care cred că la această oră preocupă societatea hunedoreană, văzându-i la un minim inventar al problematicii,
și cred că trebuie să ne îndreptăm în direcția asta. Odată cu rezolvarea problemelor de proprietate a terenurilor, construcțiilor și toate celelalte lucruri, vom putea trece cu adevărat la un nou proiect de dezvoltare a societății românești și a celei hunedorene. Va mai conta și cum va fi sau vor fi implementate acele proiecte, că până acum ne-am cam făcut așa o idee fiecare dintre noi la modul în care au fost implementate anumite proiecte. Da, contează și cine trecem și cum face acest lucru. Problema, ajungem la administrație, ajungem la capacitatea administrativă, ajungem la și vedem ce modul se întâmplă de realizare. La Deva, vedem ce se întâmplă în multe alte localități și din județul Hunedoara atunci când vine vorba despre implementarea proiectelor, fie că vorbim de cele pe fonduri europene, guvernamentale, există sau din orice alte surse de finanțare. Deci trebuie să înțelegem că toată societatea își dorește să implementeze pentru că sunt acești bani, foarte mulți bani, și dar trebuie să avem foarte multă atenție să nu sfârșim într-un heirupism total, pentru că modul dezorganizat în care facem anumite lucruri va duce atât la enervarea cetățenilor din comunități, cât și la proasta realizare a unor proiecte și să nu ajungem acolo unde ne dorim din punct de vedere al modernizării infrastructurii locale și naționale. Și chiar ieri ne prezenta mai proaspătul coleg al dumneavoastră, domnul Emanuel Clej, situația care este și la nivelul municipiului Deva cu privire la câteva proiecte pe fonduri europene. Multe riscă să nu fie finalizate, să fie pierduți bani. Acum mai sunt câteva luni în care poate se vor întâmpla minuni și lucrurile se vor redresa din acest punct de vedere, deși vorbim despre proiecte demarate în 2018, chiar 2019. Da, sunt proiecte demarate și sunt, acum că mă aduceți acasă, mă aduceți la Deva, trebuie să spunem că, da, sunt proiecte, sunt, ne plângem la această oră că am pierdut nu știu câți bani în bugetul pe 2024, în același timp am pierdut banii din și în partea de buget național pe Angel Salini, n-am adus niciun leu aici. În același timp toată lumea se plânge că sunt proiecte care nu sunt bine realizate, toată lumea se plânge că sunt proiecte foarte mult întârziate. Era de așteptat să se întâmple pentru că același lucru cum național este și la Deva. Organizarea internă a primăriei, organizarea internă a sistemelor din jurul primăriei nu este cea mai optimă și lucrul ăsta se vede în implementare. Adică vrem să facem, anunțăm cu mare fază că de mâine deschidem 7 șantiere, am deschis în șantiere și orașul arată ca uneori ca după un bombardament. Este această chestiune mult în discuție a trotuarelor, a modului în care am lăsat lucrurile, a perioadelor de programare, a modului în care... Să nu uităm și lucrările pentru pista pentru bicicliști, că și acolo pistele, de fapt, pentru bicicliști. Și aici a durat foarte mult timp, perioada în care deveni și unii dintre ei cu probleme de sănătate, cu diferite tipuri de dizabilități, erau nevoiți să meargă efectiv pe carosabil pentru a putea să se deplaseze. Mămici cu cărucioarele, la fel, pe carosabil. Au fost foarte multe nemulțumiri din acest punct de vedere. N-aș face, pentru că a durat foarte mult. N-aș face până la... Sunt câteva probleme aici de discutat. Modul la care facem lucrările, la care programăm lucrurile, cum organizăm acel șantier, cum organizăm, și asta mai contează. Este vorba și de forța de muncă pe care o mai avem disponibilă, este vorba și de cei pe care îi punem să facă aceste lucruri și îi angajăm în aceste proiecte. Și vedem și modele în alte localități unde se pot organiza aceste șantiere, există acei oameni dornici să muncească, de ce în unele zone se poate, în altele nu?
Este vorba despre ceea ce am spus, despre modul de organizare și de capacitatea administrativă a autorităților publice locale. Aici este vorba de local, nu mai este vorba de național, că nu putem da vina mereu pe prim-ministri și pe guverne pentru faptul că la noi acasă nu ne organizăm cum trebuie. Sunt locuri în care lumea se organizează mult mai bine și își ajung, scopul este atins mult mai repede și fără atâta panică și fără atâta agitație cum se întâmplă în acest moment la DEVA. Asta este o problemă pe care va fi o temă de campanie pe care cei care vor dori să ajungă primarii în municipiul DEVA în următorul exercițiu o vor discuta și o vor pune și o vor analiza punct cu punct. Îmi propun să numai să atrag atenția că resursele încep să devină din ce în ce mai puține, că modul la care cheltuim la DEVA la ora asta este, după părerea mea, extrem de păgubos, pentru că alocăm resurse în foarte multe domenii pe care ar trebui să le ajutăm, dar ar trebui cu o anumită măsură. Trebuie să vă spun un singur lucru, că eu sunt unul dintre oamenii care vreau să se investească în anumite domenii, dar prioritar până la urmă prioritar va fi în următoarea perioadă finalizarea acestor investiții. Până la urmă, orașul va trebui să-și găsească o formă de organizare în care să rezolve principalele teme. Principala temă acestui oraș este, până la urmă, lipsa parcărilor, fluidizarea circulației, așezarea acestor instituții după un alt criteriu și repunerea turismului în drepturile sale, adică cetatea, toate celelalte lucruri trebuie prinse în acest ansamblu, pentru că am făcând fel de fel de lucrări. Chestiunea cu mersul, cu că am mers pe carosabil, că lucrurile trec, până la urmă se finalizează. Dar când finalizăm, să nu ajungem să distrugem până la urmă tot ceea ce mai înseamnă economie de veană, în sensul că magazinele se vor închide, restaurantele nu vor mai funcționa, că până la urmă trăiau din acei oameni care veneau la cetate și vizitau cetatea, mâncau în oraș și vizitau anumite lucruri. Au fost finalizate lucrările și aici la cetate, la incinta 1, am văzut chiar și pe posturile centrale de televiziune. Este foarte adevărat. Este foarte adevărat ceea ce îmi spuneți, dar este un ansamblu. Dacă am terminat cetatea și am spart trotuarele, n-am rezolvat nimic în fond. În fond, toate trebuie să meargă mână în mână și trebuie să vă spun că există la nivelul orașului această îngrijorare din partea celor care își au o activitate economică în acest oraș, că orașul nu-i mai ajută din punct de vedere economic. În acest an se discută de anul trecut chiar despre tot felul de alianțe făcute între principalele partide politice care vor intra în această luptă electorală, lupte electorale chiar, dacă stăm să ne gândim la câte runde de alegeri avem. În ceea ce privește AUR, veți face alianțe cu alte partide, nu știu, cu PSD, pentru că și asta s-a discutat, că AUR ar fi cumva un apropiat al PSD-ului. Au mai fost aduse în discuții și alte alianțe, PSD-PNL, iată PSD-AUR, PNL-Dreapta Unită și un alt scenariu ar fi alianța împotriva AUR. Da. Trecem brutal de la partea de administrație. Trecem, pentru că timpul trece din emisiune și vreau să trecem prin partea toate politică. Subiectele pe care trebuie să vă spun de la început că AUR, că de asta se numește Alianța pentru Unirea Românilor, a constituit la nivel național o alianță din mai multe partide. Sunt la această oră, cred că vreo 13 partide care sunt în Alianța AUR.
și se încearcă coagularea unei altfel de alianțe. Și nu s-a mers în pe ideea discuțiilor cu marile partide. Și ce înseamnă atunci o altfel de alianță? O altfel de alianță care să aibă la bază acest proiect suveranist. Până la urmă, AUR este un proiect, este un proiect de țară, este un proiect care are la bază ideea națională. Dacă pornim de la această idee națională, AUR a mers către acele partide mai mici care și care susțin acest proiect acest proiect național. Din punctul de vedere al alianței cu celelalte partide, este foarte clar că nu există la această oră o discuție în care AUR-ul să meargă cu PSD-ul sau cu PNL-ul sau cu toate celelalte sau cu celelalte alianțe cu USR-ul sau alte forme de aceste chestiuni. AUR-ul la această oră încă suferă de eticheta pe care partidele tradiționale i-au pus-o de partid extremist. Ce-o fi extremist în chestiunea asta? Eu știu pe oamenii ăștia și n-au nimic extremist. Pur și simplu au îngrijorările lor despre condiția românilor și despre situația românilor, despre România și despre modul la care România evoluează în raport cu Uniunea Europeană și cu lumea în general. Cred că discuțiile despre alianțe sau despre guvernări sau astea nu pot să aibă loc decât în 2025, după ce vom cunoaște rezultatele ale alegerilor. Până dar atunci, știm că de obicei se mai fac cărțile și înainte. Nu se face nicio carte, AUR nu face nicio carte la această oră. AUR este la această oră, dacă ați observat și din manifestările publice ale președintelui și ale AUR-ului în general, atrage atenția asupra gravelor derapaje ale partidelor de la guvernare de la această dată. Și cu privire la partea națională și cu privire la economia României și cu privire la problemele legate de sărăcie și cu foarte, foarte multe probleme. Adică AUR își propune să aducă în principal cetățeanul român și cu problemele sale în discuție. În timp ce AUR face caravane, sărbătorește împreună cu toți românii 24 ianuarie, merge pe teren, colegii mei și la această oră, cred că sunt pe teren și povestesc și discută cu cetățenii români, restul se preocupă la această oră cum să facă un calendar electoral care să le fie favorabile lor. Vorbesc că singura opțiune a României după 2025 este continuarea acestei coabitări stânga-dreapta PNL-PSD. Cum să facă să-l scoată din joc pe George Simion? Adică sunt fel de fel de lucruri care țin mai mult de culise și de jocuri și concursuri. Până la decât urmă, orice partid politic face aceste jocuri de culise, cum spuneți dumneavoastră, nu? Este foarte adevărat că se întâmplă și este normal ca toată lumea să aibă o logică și un calcul electoral. Dar în același timp există și un lucru pe care AUR spune, hai să ne întoarcem la români. Și ne vom întoarce la români și vom vedea ce vor spune românii despre ce am făcut în ultimul ciclu electoral. Sunt multe lucruri de discutat și sunt multe lucruri care văd că la această oră nu prea bat cu strategiile făcute în niște birouri și laboratoare pe la București. Nu, dacă vă uitați la ultimele manifestații, i-au cam luat prin surprindere, iar dacă ne uităm că au plecat de la 4 revendicări și ajunseseră la vreo 150 la un moment dat și nici nu le-a mai ținut nimeni numărul, până la urmă n-a mai fost inventariat. Deci societatea românească are foarte, foarte multe probleme, iar misiunea noastră este să mergem și misiunea AUR acestui proiect al lui George Simion este să mergem la electorat și să vedem care sunt problemele cu adevărat și cum trebuie ce trebuie făcut după 2025 încolo. Pentru că 2024
va fi anul în care vom avea niște probleme mascate. Ele vor veni cu mare putere în fața noastră după 2025. Ne uităm la acest buget pe care l-am făcut și care e un buget extrem de... Până și cei care l-au făcut de la Ministerul de Finanțe l-au trimis cu observații și cu fel de comentarii, dintre care ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Sunt foarte mulți oameni din ministere care la această oră pleacă pentru că nu vor să-și asume un asemenea buget. Acest buget, după noile ordonanțe, după aceste manifestații, ar trebui reașezat, revăzut. Deci, practic, a fost conturat bugetul la nivel național. Adică filozofia... Apoi au urmat aceste proteste ale transportatorilor, agricultorilor și în urma revendicărilor acestora ar trebui făcute anumite modificări, se mai pot face anumite modificări. Da, o rectificare bugetară, în mod normal poate exista, dar nu în primele 6 luni. Acum. Există banii necesari pentru... Pe iulie, august, septembrie, de-abia în acea perioadă. Această problemă a banilor este o problemă mult discutată. Dacă te iei după guvernanți, spun da, avem bani. Dar banii pe care îi gândesc toți că îi avem, sunt banii pe care îi avem din împrumuturi, din faptul că nu vom respecta ținta de deficit de 4,8 cât o avem fixată pentru anul ăsta cu Uniunea, că vom depăși acea țintă de inflație și că vom împrumuta din nou. Problema este că cei de la care împrumutăm ne trimit la organismele internaționale, adică la Fondul Monetar și la Banca Mondială, să facă analize cu privire la solvabilitatea țării și la posibilitatea noastră de a mai înapoi acești bani. Și din ce în ce mai mulți spun că ne găsim într-o situație alarmant de grea și că ne îndreptăm spre insolvabilitate, lucru care este destul de grav la această oră. Acest lucru, deși lucrurile cumva sunt prezentate așa, da, destul roz, de calm, roz, toate da, sunt bune, avem bani pentru fiecare segment în parte. V-am spus cum avem bani din împrumuturi și avem bani, dar împrumuturile care le facem datorită punerii la punct de către aceste organizații internaționale ne arată un lucru foarte clar. Că ne împrumutăm la niște dobânzi absolut aberante pentru o țară. Restul, dacă se împrumută la 0,1, 0,5, 2, 1, nu știu ce, noi ne împrumutăm peste la 6 acum și dacă vom continua acest tip de politici, nu vom mai găsi bani decât pe la 10, ceea ce înseamnă chiar falimentul acestor guverne și acestei țări. Că spuneți, în comparație cu pentru simplu motiv altele care au pentru simplu motiv că toată lumea știe că ne asumăm intern foarte multe lucruri fără ca să avem sursele de finanțare clar conturate și că avem nevoie de acei bani încredere, de împrumut. Păi, sigur că da, în momentul în care dumneavoastră aveți nevoie de un împrumut și sunteți dispus să plătiți oricât, numai ca să puneți mâna pe banii aia, ca să vă finanțați o anumită lucru, sigur că o să vă cer, nu să vă spun, nu mai negociați cu mine, vă impun. Vă spun la cât vă pot da banii aia. Și vi dau și la cât îmi este mie. Și eu iau acel împrumut cu orice risc? Pe lei cu orice risc, pentru că trebuie să finanțezi toate aceste... Pe sistemul după mine potopul. După mine potopul este pustirea sau otrăvirea fântânilor aici. Deci cam așa judecăm și cam așa se întâmplă la această oră. Eu aș fi foarte curios și sunt foarte curios să vedem raportul din martie al Ministerului de Finanțe cu privire la deficitul pe anul 2023, pentru că anul se va închide undeva în martie pentru anul 2023. Cam atunci vin primele raportări de la Ministerul de Finanțe. Situația și de la Eurostat. Situația nu va fi
roz. Situația este grea la această oră și, și datorită convulsiilor interne, alegerilor și altor evenimente care se petrec acum, vom avea mari probleme în finanțarea statului. Asta ar putea fi așa o, nu știu, suntem cumva la un drum de răscruce România, poate putem spune și acest lucru? Suntem la un drum de răscruce. Toată perioada asta în care ne-am făcut că facem, că vă aduc aminte că anul trecut începuse guvernul României să ne spună cu mare emfază că va face o mare reformă. Am spus de atunci, acea reformă va sfârși... Ați declarat chiar aici în emisiune. Da, v-a spus că așa. Nu ați avut încredere de la, din nu, fașa acestui dacă vă uitați, proiect, practic. Toată reforma este de tip ordonanță trenuleț, am urcat-o niște vagoane și am expediat-o la coșul de gunoi, pentru că la această oră aș vrea să cred anumite măsuri sau au mai fost păstrate, restul au fost de-a dreptul anulate. De ce s-a ce s-a întâmplat cu restructurarea ministerelor, administrației publice centrale și locale cu astea? Am găsit niște țapi spășitori cu șefii de birou, până la urmă s-a rezolvat și problema asta pentru că am găsit niște soluții alternative. Am spus că nu mai angajăm în sistemul bugetar pentru că trebuie să facem economii. Numai în luna ianuarie am angajat 11.500 de oameni în administrația publică națională. Deci numai într-o singură lună. Deci reforma este implementată doar că pe dos, înțeleg. Da, reforma este implementată în sensul că mai angajăm, nu restructurăm nimic. Adică mai umflăm administrația cu încă 11.500 de posturi pe lună, cu ceea ce vedem acum. De ce credeți că s-a renunțat la aceste reforme anunțate așa cu surle și trâmbițe și apreciate de către unii, criticate de către cei aflați, cei direct implicați? Pentru că am spus-o și atunci și o spun acum, nu începe reforma nici de la jumătate și nici de la sfârșit. O iei de la început. Adică Așa în viziunea dumnealor, așa a fost acel început. Păi și atunci, dacă acel început a fost de acolo, era clar că vor sfârși în această situație, pentru că presiunea socială era oricum foarte mare. Deci aici îți trebuie curaj și îți trebuie determinare și îți trebuie un pic de patriotism. Adică până lipsesc la urmă... Lipsesc aceste elemente? Sigur că lipsesc, sigur lipsesc. V-am spus, luați toate elementele care au început anul trecut. Singurul lucru care au reușit cu adevărat este să îi distrugem pe mici întreprinzătorii și partea de capital românesc. Aia am reușit cu succes. V-am spus cu e-factura că o să aibă mari probleme, da, în aplicare. Da, sunt probleme. Chiar astăzi am văzut câteva postări ale unor contabili care reclamau faptul că și site-ul ANAF-ului nu funcționează, deși suntem în 25 ianuarie, trebuie depuse anumite documente și erau nemulțumiți de faptul că și astăzi și zilele trecute s-a lucrat foarte greu sau chiar deloc pe acel site. Da, și am spus... Deși în teorie ar trebui să funcționeze mult mai bine aceste lucruri. Da, existau niște elemente, dar o spun și o repet, pe o capacitate scăzută administrativă nu poți să aplici elemente de reformă de revoluționare de tip e-factura până nu pregătești bine. Acel lucru cu e-factura trebuia pregătită cel puțin 2 ani înainte de a intra în funcțiune. Păi și ce o să facem acum? Până în aprilie avem niște termene, nu dăm amenzi, după aprilie dăm amenzi și după iunie încolo devine penal totul acolo și băgă și oamenii în pușcărie. Oamenii la această oră nu se mai ocupă de micile afaceri sau marile afaceri, astea se ocupă cum să-și regleze problema între ei cu e-factura și cu alte chestiuni de genul ăsta. Adică suntem în situația în care și ce mai aveam și ce funcționa în economie și ce funcționa în industrie este aproape de colaps și îi vom aduce pe oamenii în colaps. Sunt foarte curios acum, după toate elementele astea de reformă, care este starea șomajului în România.
Sunt foarte curios să vedem ce s-a întâmplat în acest domeniu și cum au evoluat lucrurile. Pentru și cum că, vor mai evolua, pentru credeți-mă, că și antreprenorii credeți-mă, sunt la începutul acestor provocări. Dar nu, toți antreprenorii din România la ora asta nu fac antreprenoriat, ci fac optimizări fiscale. Adică în sensul că stau să se gândească pe cine mai dau afară, cum mai fac să ajung să închei afacerea, cum să închid și nu știu ce. Deci sunt atât de multe probleme în acest domeniu și am creat acestor oameni atât de multe probleme în perioada asta, încât vom avea mare nevoie în perioada următoare de o reformă autentică. Cine cu să privire. Facă această reformă? Această reformă autentică o să o facă AUR, o să o facă alții, pentru că țara până la urmă nu piere și nici nu cred că... Deci trebuie să manifestăm o doză de înțelegere și de... naționalism de ăsta, așa cum îl numesc, extremist. Tot ceea ce este pentru români mai nou este extremism. Văd că nu poți să spui, pentru că încalci toate normele și de la Uniune. Și este de la un partid destul de controversat. Nu este, nu este nicio controversă. În momentul când spui anumite lucruri și le spui pe față, ce controversă o fi aia? Da, clar creezi controversă și vor crea mereu controversă, ceea ce nu-mi place mie să aud, da? Va fi controversat. Deși poate cunoște acele lucruri. Și știi, că interesele noastre de grup la un moment dat ne va duce să spunem că este controversat să rezolvăm o anumită problemă într-un anumit fel, pentru că interesul nostru este să ca această stare să continue, ca să pot să rezolv eu problemele și în viitor, așa cum le-a rezolvat și în trecut, prin mecanismele alea pe care le știm toți. Să fim serioși, nu are nimic controversat AUR-ul, pur și simplu spune și e foarte bine că spune, pentru că dă glas cetățenilor acestei țări. Din câte am văzut din declarațiile unor europarlamentari, AUR s-ar bucura unii dintre actualii europarlamentari români ca AUR să fie marele perdant al alegerilor europarlamentare. Cum comentați? Am auzit și eu declarația lui Sifil Bureșan de genul, așa a fost și în 2014, așa a fost și în 2020, se părea că, dar până la urmă, cetățeanul român în bunăstarea pe care o trăiește s-a dus la vot și a votat tot cu noi și cu ei, și că așa se va întâmpla și de această dată. Sfântă iluzie! Să nu cumva să trăiască această sfântă iluzie. Lumea nu mai arată la fel ca în 2014 sau ca în 2019. Îi reamintesc lui Siegfried Mureșan. Dacă nu înțelege și europarlamentarii și nu înțeleg că între timp am trecut prin N crize, de la cea COVID energetică, economică și de care vreți și suprapuse, și că între timp am trecut la nivelul următor, la inteligența artificială, ceea ce înseamnă că suntem ceva mai bine informați despre ce se întâmplă și la Bruxelles, despre ce se întâmplă și cu europarlamentarii români pe la Bruxelles și pe la București, s-ar putea să bula aia în care și-au construit-o partidele de la guvernare să se spargă destul de brutal și să aibă o altă, lumea să aibă o altă percepție, să se întâmple alte lucruri. Să așteptăm alegerile europarlamentare, să le câștige domnii ăștia, să-i convingă pe cetățenii români că totul este bine, dar tocmai spuneam înainte că tot ceea ce am făcut în ultima perioadă și în așa zisa reformă din 2023 și ce aplicăm în 2024 și lipsa resurselor financiare și punerile la punct ale instituțiilor internaționale ne va duce la alte și alte rezultate. Eu sunt convins de acest lucru. Lumea românească s-a schimbat. Nu va mai înghiți la nesfârșit. Hai să mai mergem cu atitudine de ăsta mociloasă și după 2025. Știți ce se va întâmpla? Lumea va spune așa, păi dacă tot același tip de guvernare nu este pregătită, păi care-i speranța mea? Speranța este spre mai bine, speranța este spre schimbare și modernizare. Dacă am văzut că lucrurile nu s-au petrecut anii ăștia, așa, de ce am continuat?
Ei, și atunci de la această întrebare, de ce am continuat așa, nu cumva credeți că și lumea când se va duce la vot va gândi altfel? A, numai pentru că spunem noi că George Simion e extremist, că Partidul Aur e extremist, că Potecă e extremist. Ei, uite că nu... Împotriva Uniunii Europene, pentru că și asta nu este împotriva declarații. Nu este împotriva Uniunii Europene. Aurul nu este împotriva Uniunii Europene. Să ne înțelegem. Este împotriva impunerii de la Uniunea Europeană a tuturor modernismelor și a tuturor procedeilor care la această pe care cetățeanul român nu le poate înțelege și nu le poate asimila. Trebuie să spunem că avem un nivel de suportabilitate în anumite decizii și că sunt anumite decizii pe care trebuie să le regândim. Și acest lucru nu este valabil numai pentru România. Vreți să vedeți că așa zisele partide care le cataloguează ei extremiste, câte sunt în Europa și cum se plasează deja pe locul 1-2-1-2-1-2 în aceste țări. Că este un fenomen, că tratatul de la Lisabona trebuie oarecum rescris, că sunt anumite lucruri pe care aceste țări nu le pot lua Otova așa cum le gândesc niște funcționari aprobate de niște europarlamentari pe la Bruxelles. Este această problemă. Aurul a înțeles că trebuie să colaboreze cu Europa. Aurul are relații externe cu alte partide din Europa. Aurul va fi într-un grup care va face politică europeană în următorii 5 ani. Deci nu aceasta este problema și nu așa trebuie să punem problema. Problema este greu, prost pusă și de partidele politice române și de PNL și de PSD care spun... Le este teamă de aur sau de ce se întâmplă le este teamă, lucru? Le este teamă de, nu de aur, le este teamă de pierderea voturilor. Trebuie să înțelegem că există o criză a partidelor nu numai românești, în Europa. Că România, din punct de vedere al partidelor tradiționale, este ultima afectată într-un mare proces european. Că dacă s-ar uita ce s-a întâmplat cu partidele socialiste, liberale, din Franța, din Spania, din Italia și din multe alte țări, Belgia și toate celelalte, ar observa că din punct de vedere al evoluției acestor partide, unele au și dispărut deja, că scena politică a fost rescrisă în multe alte forme. Deci, și România datorită tipului de evoluții sociale și a tuturor lucrurilor care s-a întâmplat, nu puteau să nu-și lasă amprenta asupra acestor partide. Și că, da, lucrurile se vor schimba și în interiorul și în exteriorul acestor partide în următorii ani. Va fi un an extrem de interesant și pentru cetățeni și pentru politicieni. Să sperăm că vor fi nu doar promisiuni, ci și fapte care vor întări cumva toate cele spuse de către politicieni în acest an. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm pentru că începe acum agitația și la București. Cu siguranță veți avea... Aurul a început un drum. Președintele Simion a zis așa, vă odihniți până în data de 9 ianuarie, după care la muncă și este foarte clar. A scos partidul în stradă. Este corect lucrul ăsta pentru că trebuie să discutăm cu cetățenii și mi-e face chiar mare plăcere să discutăm și cu partidele și cu oamenii și cu toate celelalte. Până la urmă, soluția trebuie să o găsim împreună, dar părăsind acest mod de a pune problema în care unii sunt extremiști, unii sunt mai calificați și mai deștepți decât alții. Ratările de anii ăștia ne-au arătat că nu suntem unii mai buni decât alții și nici nu știm și nici nu avem rețetele așa cum ni se prezintă la această oră pentru viitor. Să căutăm împreună și să mergem și să vom vedea ce va hotărâ cetățeanul hunedorean și cetățeanul român în următoarea perioadă. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!